Accident cumplit în Teleorman, un bărbat a murit după ce a căzut cu mașina în râul Olt în comuna Dăneasa. Un alt impact violent s-a produs într-o comună din Cluj după ce un tânăr ar fi adormit la volan. Tragedia din râul Olt s-a produs în zona localității Dăneasa. La fața locului au fost mobilizați peste 20 de pompieri cu două bărci cu motor, o autospecială pentru descarcerări grele, două autospeciale pentru primă intervenție și o autospecială pentru transport scafandrii. De asemenea, a fost nevoie și de două ambulanțe și de un buldo excavator de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dăneasa. Scafandrii au găsit mașina la aproximativ 20 de metri de mal. Șoferul a fost găsit în mașină în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat imediat procedurile de resuscitare. Din păcate, după aproape o oră de efort din partea medicilor, bărbatul de 50 de ani a murit. Un alt accident s-a produs în județul Cluj, în comuna Fundătura. Un șofer s-a izbit puternic cu mașina de un capăt de podeț. În urma impactului puternic, o roată autoturismului s-a desprins și a lovit o altă mașină care circula în zonă. Șoferul, un tânăr din Baia Mare, a suferit răni grave și a fost transportat la spital. Acesta le-a spus polițiștilor că ar fi adormit la volan. Din fericire, tânărul a avut noroc și a scăpat cu viață dintr-un impact care se putea transforma într-o tragedie.